Misiune a picat guvernul Câțu, sufăr, evident, pentru că, după cum bine știți, îl susțin pe domnul Câțu. Sper să fie în continuare tot domnul Câțu premier. Nu știu cum anume se întâmplă, se poate întâmpla treaba asta, dar sper. Am încredere în cei care spun că totuși tot domnul Câțu va fi prim-ministru. S-au mai văzut cazuri, adică nu e, de exemplu, Orban, care a fost dat jos prin moțiune de cenzură și după aia a fost pus din nou. Tot de aia care îl dăduseră jos. Pentru că interesul național, pentru că pandemie, pentru că, în sfârșit, toată harneala. Domnul Tapalagă scrie pe G4 Media, guvern minoritar, cea mai probabilă opțiune după ieșirea președintelui Iohannis, să vorbim și despre ieșirea președintelui dumneavoastră, urmează marele blat PNL-PSD în Parlament pentru susținerea guvernului Câțu 2. Bun, nimic nu e exclus. Acum am văzut și eu ce spunea domnul Ciolacu în seara asta, că e exclus așa ceva. Ce au făcut atunci cu guvernul Orban, pe care tocmai l-au dus jos și l-au pus din nou, sigur, și în disprețul Constituției și al bunului simț și al logicii elementare și al oricui, de fapt, doar ca să-l servească pe președintele dumneavoastră, se poate întâmpla din nou. Adică da, se poate întâmpla din nou, sigur, se poate. Orice se poate în România și pe planetă. Dar dacă tot am vorbit despre președinte, Hot News ne spune, zice, Hot News, eu nu mai recunosc pe Hot News de ceva vreme, deja nu mi se pare în regulă, ce nu s-a văzut, uite, la TV în ziua când Superman s-a prăbușit la moțiunea de cenzură. E un titlu absolut răutăcios, nu înțeleg de ce atâta răutate. Așa zice, domnul președinte Iohannis, după căderea guvernului Câțu, zice, trist, dar adevărat. Și eu am fost trist. De ce? Adică da, și am văzut că e adevărat. Adică da, uite bă cum a căzut guvernul Câțu, uite, 281 de voturi. Record, absolut. E un nou record. Deci Câțu a bătut toate recordurile. Într-adevăr, dar trist, zice domnul Iohannis, dar adevărat. Și eu sunt trist. Și eu am constatat că e adevărat, deci până aici sunt absolut în asentimentul domnului președinte. România este în criză. E, na. Da? Ce fel de criză? Tot, ci că mai multe feluri de criză. România este în criză, zice. Situația a fost generată de politicieni cinici. De politicieni cinici. Cum ar fi cei pe care domnul președinte cumva așa în pofida rezultatul alegerilor i-a impus la guvernare. Ăștia sunt politicieni cinici? Sau cine sunt politicieni cinici? A, poate tot PSD. Da, PSD putea de unul singur. Nu putea fără USR. Păi și fără USR și pe USR cine a pus la guvernare? Am sunat-o pe mama, s-o întreb, mama, ai pus USR-ul la guvernare? Și nu, mamă, e sigură? Da. Deci, situația a fost generată de politicieni cinici, voi convoca consultări abia săptămâna viitoare. Adevărul e că ce atâta grabă? Și eu sunt în asentimentul domnului președinte, îl susțin, pentru că și eu cred, eu chiar cred că pe planetă guvernele au belit tot ce se putea beli. Și în materie de economie, și în materie de orice. Deci guvernele au distrus. Au distrus. Cam tot ce se putea distruge, au distrus guvernele. Și cred că un guvern cu adevărat eficient ar fi unul care să vină să spună, bă, știți ceva, vă las dracu în pace. Vă las un pic în pace. Nu mai ard eu nici cam eu politici de, gata cu politicile. Să luăm o pauză de la politici, nu de la politică, de la politici. Hai mai stăm un pic așa, un pic pe capitalism. Că dacă tot am zis capitalism, hai un pic de capitalism așa, dacă tot ne place vorba asta. Hai un pic de capitalism, în sfârșit. Deci, de-aia voi convoca consultări abia săptămâna viitoare. Da, absolut, da, ce atâta grabă. O să stăm triști că a căzut guvernul Câțu, dar nici nu tropăim să avem un nou guvern. E corect? Eu zic că da. Eu zic că e corect. Eu îl susțin, eu am, întotdeauna mi-a plăcut de domnul Câțu și l-am susținut pentru că am intuit la domnia sa, și ați văzut că am intuit foarte bine, potențialul destructiv. Enorm. De asta l-am divinizat și pe domnul Vâlceanu la finanțe. Uite, chiar îmi pare rău că nu e în momentul ăsta domnul Vâlceanu la finanțe. Da, deci sunt un pic trist, dar cumva cred că pentru țara asta să stea o perioadă cât mai îndelungată fără guvern, cred că e bine. Nu cred că e rău. Că toată lumea zice, vai de mine, suntem în criză și nu avem guvern. Păi și cine ne-a băgat în criză? În orice țară de pe planeta asta, în primul și în primul rând, cine a generat criza? Nu guvernul? Absolut da. Guvernele sunt autoarele crizelor.
Zice, USR Plus îl acuză pe Iohannis că trage de timp, a permis acțiunile haotice ale lui Câțu, dar nu se grăbește să organizeze consultări cu partidele. Eu îl susțin pe președinte. Foarte bine. Ce atâta grabă? Plus că mai e de dus în Slovenia, mai e de dus la Sibiu. Ce atâta grabă? E corect. Ziare.com. Țapii spășitori găsiți de Florin Câțu pentru eșecul campaniei de vaccinare pot să fiu acuzat că nu sunt cel mai convingător om din lume. Adevărul e că asta e nedrept să te uiți la Câțu și să spui în cauza ta este eșecul campaniei de vaccinare. A, că domnul Câțu a fost penibil în campania de vaccinare. Foarte penibil, da. Că a făcut campania aia absolut idiotă. Absolut, da. Dar că e Câțu responsabilul cu R mare și L mare și Superman mare, el e responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare? Nu. Totuși, aici cred că nici nu, eu nu judec în termen de vinovăție, adică cine este vinovatul. Cred că contribuția cea mai importantă la eșecul campaniei de vaccinare o are fibra noastră. Fibra poporului. Absolut. Deci asta e contribuție, repet, nu vină. Că vine așa, sună negativ. Nu. Așa suntem noi. Așa suntem noi. Ne atârnăm cruciulițe la oglinda retrovizoare, după care încălcăm toate regulile din lume și nu numai alea de circulare, alea de bun simț, logice. Deci am văzut, cred că am numărat cel puțin mergând duminică, dus întors de la Poiana Brașov, că am avut treabă. M-am dus, m-am întors în aceea zi. După aia am făcut emisiune. Cred că am numărat cel puțin 20 de momente de potențiale accidente crâncene. Generate strict de prostie. De nimic altceva. Sunt convins că toți aveau cruciulițe tricotate la oglindă. E specificul nostru. De asta, cine ne apără, nu știu, de COVID? Dumnezeu. Adevăr că n-are altă treabă decât să ne apără de COVID. Și așa mai departe. Deci, nu Câțu e vinovat. Vedem și specificul nostru. De cetățeni, cum să zic, de oameni de-astea. Bun.